Măi, eu de obicei mă consider un om destul de ghinionist în general. Și mi-a fost ghinionul să mai postez nici de două luni. Și astăzi reacționăm la cei mai ghinioniști oameni posibili. Pleacă cu bicicleta și... Ha? Ia. Mi-a căzut apă. Mă jur că mie cred că mi s-a întâmplat asta. Ia. Ia. Mamă, ce la... Eu l-o dezmembrat, ești nebun. Mi-a rupt capul. Ia. Și-a lipit Adidas-i. Cu ce a dat pe jos, dar a reușit să se lipească așa? Ia, și-a cumpărat un telefon nou sau ce a făcut? A fost nou. Aha. Am avut și perete. A, bă, asta, nu, asta mi-a fost mie cel mai frică mereu. Atunci când am ceva cumpărături într-o sacoșă, mai ales atunci când e o sacoșă de așa mai subțire, mi-e foarte frică că se rupe sacoșa. Oi de cap meu, n-aș face așa ceva nici dacă n-ai plăti. S-a dus tataie. Mă, dacă stai să te uiți așa puțin mai dintr-o parte, cred că sunt la același nivel ăștia. Dacă stai să te uiți așa la sol, da, sunt la același nivel. Sunt la fel de înalt dacă te uiți la sol. Ce bar are ăla? Dar fie într-un care a rămas acolo. Și ia, acum pleacă și o ia cu totul. Mamă, a luat tot aparatul cu el la o petrecere ceva. A deschis toată sticla. Ce mă, la beton, bolovan, ce mă? Fai de capul meu. Nu știu să ce faci. Aha. Am avut și bicicletă, am avut și leagăn, am avut și mașină. Bă, ăsta nu-i submarin, bă. Mișto pasagerul. Mam. Arată puțin. Cum să caz, mă, așa? Ce e aia? A, plasă de aia, de prins pește cu ea. Prin și oameni, apare, nu doar pește. Ce să știa, basketbaliști? Mamă! Dar ce e, mă, acolo? Dar, mă, eu uite, cum cad unul după altul, ești nebun? Uite, cu barca. Hai cu barca, pe trenul de fotbal. Mișto restaurantul ăsta, e cu baie inclusă. Nu, no, nu, no, nu, no, te rog, nu. No. Ce față are, ce uimit e.